Ne-ați venit, dragi persoane care aveți soarele, luna sau ascendentul în Capricorn. Vă îmbrățișez cu drag și vă invit să vedeți care sunt etalările sau care sunt predispozițiile pentru perioada aceasta de până în 30 iunie. Încep prin a aprinde o lumânare pentru sănătatea voastră și a celor dragi vouă, pentru împlinirea a ceea ce vă propuneți, pentru surprize frumoase, pentru vindecări și armonizări. Haideți să vedem, dragi doamne și domn din Capricorn, care sunt cele trei persoane care vor juca un rol important. Iată, această persoană din balanță vă spune să aveți timp pentru iubirea de sine, să vă creșteți încrederea în voi, să vă răsfățați, să aveți grijă de voi, dragi capricorni. Apoi văd pe cineva din zodia Pești care vă spune să vorbiți mai puțin și să simțiți mai mult. S-ar putea intuitiv să aflați mai multe de la această persoană sau să înțelegeți mai mult decât ceea ce se vede și ce se spune. S-ar putea să aflați niște secrete ori de la această persoană pe care o veți cunoaște sau o cunoașteți deja, ori da, să aveți parte de a afla un secret dacă veți asculta mai mult decât veți vorbi. Și iată, cineva din Capricorn sau poate este chiar sinele vostru, conștiința voastră spune să pur și simplu să vedeți realitatea așa cum este ea, să luați contact cu realitatea. Da, pentru că poate lucrurile decurg într-un anumit fel și intuitiv veți afla mult mai multe despre mersul lucrurilor. Haideți să vedem dacă ce informații primim din perspectiva relației. Voi aveți parte de o stabilitate emoțională și armonioasă, binefăcătoare. Poate veți consuma apă, ceaiuri naturale, veți face dușuri sau băi relaxante. Persoana voastră dragă, iată, fie va renaște în relația voastră această pasiune, fie va veni spre voi o persoană care pur și simplu este cucerită la prima vedere. Da, este o dragoste la prima vedere. Relația voastră este bazată pe această îndrăgostire sau reîndrăgostire, pentru că este foarte posibil, da, să vă bucurați de niște sentimente tare înălțătoare, da, înălțătoare și frumoase. Hai să vedem, o etalare celtică. Ce vor cărțile de tarot să vă spună? Pentru perioada de până în 30 iunie, iată, vorbim de zecele de bâte. Voi sunteți destul de obosiți, chiar extenuați, trebuie să vă odihniți, trebuie să mai împărțiți din responsabilități, să mai delegați din treburile pe care le aveți de făcut sau vă obosește foarte tare o persoană din berbec leu săgetător. Treiul de cupe reprezintă o bucurie, o bucurie, o sărbătorire, dar și o posibilitate poate de a avea o relație trio. Voi doriți această bucurie și o aveți alături de o persoană din Rac, Scorpion, Pești. Hai să vedem mai departe. Optul de monede vorbește despre ceea ce știți voi, că sunteți răsplătiți pentru eforturile voastre, sunteți foarte atenți, nu tratați deloc cu superficialitate tot ceea ce se întâmplă. Văd relații frumoase și fair play cu persoane din Taur, Fecioară, Capricorn. Ce nu știți este pajul de cupe, fie dragostea care vă bate la ușă, fie o ușoară stare de visare, veți fi mai romantici, sau este această persoană din Rac, Scorpion, Pești care vine spre voi cu acest romantism. Trecutul recent este legat de spânzurat, adică despre o ușoară, un ușor blocaj, un ușor sacrificiu pe care benevol l-ați făcut, de asta v-ați și extenuat, dragii mei. Poate este vorba despre o persoană din zodia Pești care a intrat în atenția dumneavoastră sau voi ați intrat în atenția lui sau a ei. Viitorul arată o soluție, arată o izbândă și o victorie cu asul acesta de spade, mai ales în fața unor persoane care sunt din geme în balanță vărsător. Cum vă simțiți voi? Șapte de spade. Vreți să vă apărați propriile interese, mai ales față de această persoană din zodie de aer,
Văd că sunteți foarte atenți să nu pierdeți, sunteți foarte atenți să nu uitați niște lucruri importante. Regina de spade îmi spune că ceilalți vă văd ca fiind foarte echilibrați, foarte autoritari, poate că aveți firma voastră sau mergeți la o firmă, la o instituție, acolo vă arătați, da, sunteți ca niște evaluatori, cu părerea voastră contează foarte mult. Apoi, iată, speranța voastră ține de suportul pe care îl veți avea de la anumite persoane, poate din vărsător, sau e vorba despre o călătorie aici, dragii mei, în care veți fi implicați, sau este o colaborare, o discuție cu cineva de peste orașe. Destinația, dragii mei, regele de spade. Aici să știți că văd suflete pereche, regi și regine de spade. Asta îmi spune că voi puteți să formați cupluri tare frumoase cu persoane din gemeni în balanță vărsător, dar și că vă veți găsi un colaborator care să fie situat profesional la fel de bine ca voi. Veți lucra foarte bine cu cineva sau vă veți înțelege foarte bine cu cineva. Destinația anunță și un secret, conflicte sau lupte interioare, dar vă vor ajuta persoane din rac, scorpion, pești. Aici e vorba de un secret, exact cum spunea cartea aceea. Să vorbiți mai puțin, să ascultați mai mult în săptămâna asta până în 30 iunie, pentru că vă ajută foarte mult. Și iată regina de bâte, fie domnii din Capricorn vor fi cuceriți de această doamnă din berbec leu săgetător, fie doamnele din Capricorn vor avea o carismă deosebită, vor fi foarte atractive, vor întoarce capete pe stradă, se vor simți sănătoase, în putere și pline de energie. Dragii mei, așa vă doresc, să vă meargă bine și până în 30 iunie și după aceea, să fiți sănătoși și să vă bucurați de tot ce aveți nevoie. Vă îmbrățișez cu mare drag. La revedere!